angajamentul de început este oficiat de Josh Daniel, față în față Cody Millen și Roberto Gliga. Brașovenii câștigă angajamentul. Presiunea cea mai mare este pe jucătorii Sport Clubului, care practic astăzi ar trebui să dea totul pe gheață pentru a prelungi acest sfert și a duce într-un eventual meci 6 la Miercurea Ciuc. Deschide scorul pentru Corona Brașov în secunda 22. Cine altul decât capitanul echipei, Roberto Gliga. Sașcov blocat de Sweeney. Kogăr încearcă o deschidere în diagonală pentru Radi Valhaj. Cody Millen. Și iată că Cody Millen egalează în minutul 12 și 8 secunde. După pătudere frumoasă între cercul și șut pe backhand în diagonală, de această dată Patrick Holtz s-a recunoscut învins. Deblocat de Mikola, Evgeni Skachkov. Radim Valhaj face pressing 3 contra 3. Schaber și gol! Marcat de Corona Brașov, înscrie Chase Schaber în minutul 14 și 46 de secunde. Corona Brașov 2, Sport Club Csíkszereda 1. Șavcenko, pasă care îl pune în dificultate pe Ferencsibi și Schaber este împiedicat să șuteze și vom asista la un șut de penalitate. Față în față se vor afla Chase Schaber și Attila Dorian. Se îndreaptă spre poartă. Și scrie! Spre bucuria celor peste 1400 de iubitori ai hockey-ului din Brașov, prezenți în patinoar olimpic din Brașov. Corona Brașov 3, Sport Club Csíkszereda 1, minutul 25 și 6 secunde. Well done, JC! Șutul lui Rai Saron. Savchenko blochează atacul brașovean. Rice. Și iată că o deviere a lui Pețe îl învinge pe colțul lung, pe Patrick Polț. Până Brașov 3, Sport Club Csíkszereda 2, Samuel Williams, Radim Valhaj pasă pe poziție viitoare pentru Roberto Gliga, a cărui deviere îl scoate din confort pe Attila Dorian și Kevin Doming culege un puc în fața porții și îl trimite frumos în poarta lui Attila Dorian. Corona Brașov 4, Sport Club Csíkszereda 2, în minutul 47 și 30 de secunde. Pe gheață, Veseli, Skachkov, Connor Sills și gol! Connor Sills majorează scorul pentru Corona Brașov în minutul 58 și 5 secunde. Atunci Corona Brașov va înfrunta o nouă echipă din România și anume Gheorghe Hockey Club. A fost pentru dumneavoastră Cristian Valache, vă urez seară plăcută în continuare. La bună vedere! Povestea continuă la Brașov în acest play-off.